Serviciul teritorial al Poliției de Frontieră Suceava recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere pentru următoarele instituții de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea 2013. Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, Facultatea de Poliție, Arma Poliție de Frontieră, Specialitatea Ordine și Siguranță Publică, 30 de locuri. Academia Tehnică Militară, 5 locuri. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, 60 de locuri. De asemenea, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava recrutează candidați pentru admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne pentru următoarele instituții: Departamentul de Informații și Protecție Internă, Inspectoratul General de Aviație, Direcția Generală Financiară, Direcția Logistică, Direcția Medicală, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.